E simplu, dacă îți vine să crezi, pentru că m-am obișnuit cumva. Îmi folosește acest program pentru că am mai toată ziua liberă. Când vorbesc de toată ziua, pentru că mare parte din ea dorm. Dar e bine și pentru sănătate, pentru că mi-am creat un program care mă ajută cumva să-mi organizez toate lucrurile pe care le-am de făcut în a doua parte a zilei. Și uite că sunt fresh, așa cum spui tu. Dar zi-mi sincer, în prima săptămână, când te-ai văzut că trebuie să te trezi, ai nu în prima săptămână, că poate mai aveai resurse, primele două dăți, dar apoi, când ai început să te trezești constant la 4:30 și organismul nu era obișnuit, ține adevărul, cum a fost? Stăteai trează că de frică să nu auzi cumva alarma și să n-ajungi la job. Cum ai reușit să treci peste săptămâna aia? Câte kilograme ai slăbit? N-am slăbit, deși toată lumea îmi spune asta. Să știi că, uite, puțin știu despre mine că eu tot timpul am telefonul pe silent. De când sunt la matinal, noaptea telefonul meu nu este pe silent. Tocmai de frică, de frică ca nu cumva să nu mă trezesc. Și chiar râdeam că editorul de la mine, de la știri, îmi spunea că trebuie neapărat să-mi scrii bună dimineața la ora 4:30 ca să fiu sigură că te-ai trezit. Mă trezesc ușor, nu mi-e greu, dar resimt oboseala dacă nu dorm peste zi, trebuie să recunosc. Dar nu spui alarma? Cum făceai înainte din 10 în 10 minute? Din 5 în 5 eu am acum 4:05, 4:10, 4:15, da, îmi pun alarma, sigur că da. Deci nu te trezești chiar, te ridici din pat, dar când te ridici, te duci direct la baie ca nu cumva să te atragă, să te strige un pic patul. Vino puțin înapoi. Am un ritual al meu, mă trezesc în fiecare dimineață și stau 10 minute, mă uit pe Instagram, pe Facebook, după care ușor, ușor merg către și duș. Și citești și știrile și ce s-a întâmplat. Evident, trebuie să fiu la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Îmi fac duș și fug spre muncă. Astăzi a fost prima zi în care am fugit la propriu, pentru că mi-era teamă să nu cumva să întârzi. M-am trezit, culmea, la ora la care ar fi trebuit să mă trezesc, dar am stat așa, eram într-o continuă visare. N-ai întârziat niciodată? Nu. Ți-e frică? N-am întârziat. Ce zice mama ta? O salutăm pe această cale, pe doamna Mirela. E foarte mândră de mine. Că te trezești la 4:30 și nu te mai trezești la... Bine, tu, din păcate, nici nu cred că ai avut timp așa mult să te trezești târziu. Că tot timpul ai avut emisiuni care au... Nu au fost matinale, dar nici n-ai putut să te trezești la 12, niciodată. Nu, dar pe de altă parte, uite, la show-ul matrimonial pe care l-am prezentat, aveam cu totul și cu totul alt program, în sensul în care era fix invers. Munceam mai mult seara și, mă rog, acum e bine, nu mă vait, pentru că odată ce ți-ai atins visul suprem și voi știți că eu am pornit acum 7 ani la drum cu gândul că într-o bună ziua să zic bună ziua, bună dimineața de la pupitrul știrilor. Și s-a întâmplat. Dar ce nu știți voi, și este o exclusivitate pentru tine, e faptul că în prima zi a jurnalului mai aveam 30 de secunde până să încep jurnalul și m-a rugat producătorul să facem o probă, în sensul în care să merg către pupitru și să spun bună dimineața. Am făcut lucrul acesta numai că m-am împiedicat. Am căzut, mi-au sărit pantofii, mi-a sărit microfonul și mai aveam 20 de secunde. În prima zi a jurnalului meu, toată lumea din regie a fost șocată, s-a auzit un... tot. Wow! Adunam pantofii de pe jos, am auzit-o pe una dintre doamnele de la cameră care mi-a spus: șterge-te pe pantaloni, și auzeam în casc 10, 9, 8... Și am intrat și am zis: bună dimineața, doamnelor și domnilor. Și toți au spus: doamne, e un șoc, e ceva, e un semn bun. Adică e... Dar te-ai șocat și pe tine, te-ai surprins și tu. Nu te așteptai să reacționezi așa într-un moment de stres? Adică dacă l-ai fi plănuit, te-ai fi gândit de acasă, bă, dacă ar fi să cad, cum, ce să fac, cum să mă ridic, cum nu știu ce. Oricum, cred că e... E botezul. Asta așa se numește, e botez. Și un secret, uite, al meu, faptul că de fiecare dată când am pornit într-un proiect, fie că a fost vorba despre știri sau orice altceva, nu am realizat la început ce mi se întâmplă. Am pornit într-o nebunie totală, pentru că mai târziu, după aproximativ o lună, să-mi dau seama în ce sunt băgată și să zic: wow, chiar pot, e extraordinar, e... Da. Uite, tot timpul m-am întrebat dacă cei de la radio matinal sau de la televiziune au un ritual sau un, nu știu, un ceva... înainte de emisie, la modul că nu vorbesc cu nimeni, beau doar ceai ca să nu se ardă pe gât, nu știu, mă gândesc, oare ce fac, deci mențin vocea aia, că trebuie să ai o voce, mai ales că dimineața când te trezești ai văzut că nu-i toată lumea cea mai
prietenoasă. E și cazul tău? Ai un din ala, nu vorbești cu nimeni, nu răspunzi la telefon, îți vezi de treaba ta până ajungi, doar dai bună ziua și intri? Nu, eu vorbesc singură. De când mă trezesc până ajung aici și pe aici, pe holuri. Adică oamenii s-au obișnuit cu mine și în felul acesta îmi fac exercițiile de dicție. Okay. Eu sunt țâsâită și se știe dintotdeauna lucrul acesta. Mi-e greu să pronunț cuvintele care au în componență S, Ș, Ș, L. Și fac toate exercițiile acestea, uite, de dimineață, tocmai pentru a-mi fi comod să prezint așa cum se cuvine. Cânt, dansez prin mașină, mă rog, așa sunt eu. Adică faptul că mă aflu la pupitrul știrilor nu m-a schimbat. Am rămas aceeași eu, numai că mi-am atins visul. Dar de mică te visai, nu știu, aveam un idol în copilărie, că uite, vorbeam mai devreme cu Dan Negru, care îmi spunea că el a făcut radio datorită lui Andrei Voiculescu. L-a văzut și încerca să-l imite, deși nu ai cum să la radio să dai seama de omul în sine, știi? Dar tu aveai, când erai mică, la 7-10 ani, când ai simțit tu că asta e menirea ta? Mă uitam stânga-dreapta pe la televiziunile din jur, mă uit acum și la colegii mei pe care îi admir din suflet. Mă uit după fiecare jurnal, dacă îți vine să crezi. Ieri am scris Silvie Ioniță și am spus: ești superbă, mi-a plăcut foarte tare de tine ieri, felul în care erai îmbrăcată, cum ai prezentat, mă inspir. Și Simona Pătruleasa este extraordinară, Cristi, Ilinca, la fel. Adică eu de fiecare dată încerc să mă depășesc pe mine. În acest moment fac lecții de dicție, mă odihnesc așa cum se cuvine, încerc să vin la timp și mi iese. Adică chiar sunt responsabilă, sunt un om responsabil.